numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Spirit. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Precum și noi iertăm. Cine duce pe noi în ispită? Cine mântuiește de ce? Gata este împărăția și puterea și mărirea a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Spirit. Vino, Spirite Preasfânt, și trimite pe pământ a Ta luminoasă rază, al săracilor părinte, dătător de cele sfinte, vino și ne luminează. Am ajuns în țara promisă, după cum am văzut în cursurile precedente, o țară care trebuie cucerită pas cu pas, victorie cu după victorie, teritoriu după teritoriu. Este un traseu greu pentru poporul evreu, dar același traseu ni se cere și nouă, la fel de greu să-l urmăm, cucerind pas cu pas, victorie după victorie, această zonă sacră în care ne vom duce, în țara promisă de Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Am intrat în Cartea Judecătorilor, de aceea vă invit ca să faceți și dumneavoastră un mic efort de a citi această carte. Este deosebit de frumoasă și importantă, nu atât ca și parte istorică pentru poporul evreu, cât mai ales ca învățătură spirituală pentru noi toți. Mergem în Cartea Judecătorilor, în capitolul 4, versetele de la 1 la 16. Mi se spune acolo, fiii lui Israel au continuat să facă ceea ce este rău în ochii Domnului după moartea lui Ehud. Domnul i-a dat în mâinile lui Iabin, regele Canaanului, care domnea la Hațor. Căpetenia armatei lui era Sisera, care locuia în Haroșet Goim. Fiii lui Israel au strigat către Domnul, căci Iabin avea 900 de care de fier și îi asuprea crunt pe fiii lui Israel de 20 de ani. În acel timp judecător în Israel era Debora, profetesa, soția lui Lapidot. Ea locuia sub palmierul Deborei, între Rama și Betel, în muntele lui Efraim, iar fiii lui Israel urcau la ea pentru judecată. Ea a trimis să-l cheme pe Barak, fiul lui Abinoam, și i-a zis, oare nu a poruncit Domnul Dumnezeu lui Israel, mergi pe muntele Tabor și ia cu tine 10.000 de oameni dintre fiii lui Neftali și fiii lui Zabulon? Voi trage spre tine la părâul Chișon pe Sisera, căpetenia armatei lui Iabin, împreună cu carele și trupele lui și îl voi da în mâinile tale. Barak i-a zis, dacă vii tu cu mine, voi merge, dacă nu vii cu mine, nu voi merge. Ea a zis, voi merge cu tine, doar că nu va fi spre onoarea ta drumul pe care mergi, pentru că Domnul îl va da pe Sisera în mâna unei femei. Debora s-a ridicat și s-a dus cu Barak la Kedeș. Barak i-a chemat pe Zabulon, pe Neftali, la Kedeș, 10.000 de oameni mergeau după el, iar Debora a mers cu el. Heber Cheneul se despărțise de Cain, de fiul lui Hobab, socrul lui Moise, și își întinsese cortul la stejarul Țaanim, lângă Kedeș. I s-a spus lui Sisera că Barak, fiul lui Abinoam, a urcat pe muntele Tabor. Sisera a chemat toate carele, 900 de care de fier și tot poporul care era cu el de la Haroșet Goim la părâul Chișon. Debora i-a zis lui Barak, scoală-te căci
Aceasta este ziua în care Domnul îi va da pe Sisera în mâinile tale. Oare nu iese Domnul înaintea ta? Baraca a coborât de pe muntele Tabor cu cei 10.000 de oameni după el. Domnul i-a trecut pe Sisera toate carele și toate trupele lui prin ascuțișul sabiei înaintea lui Barac. Sisera a coborât din carul lui și a fugit pe jos. Barac a urmărit carele și tabăra până la Haroșet Goim. A trecut toată tabăra lui Sisera prin ascuțișul sabiei și nu a rămas nimeni în viață. Am ales-o pe Debora ca judecătoare să vorbim despre ea în seara aceasta. Este interesant că putem vedea la această femeie că, de fapt, nu-i numai o singură dată femeie, ci este de mai multe ori, respectiv, am spus eu, de 4 ori femeie această Debora. Dar ca să știm cum e să fii de 4 ori femeie, vom încerca să o analizăm. Această carte a judecătorilor nu este altceva decât expunerea unui ciclu de apostazii a poporului lui Dumnezeu. După aceea o să vedem, din cauza apostaziilor urmează căderi în robie a acestui popor, pentru că atunci când nu te mai oprești din greșeli, ce se întâmplă? Dumnezeu îngăduie să vină peste tine o grămadă de probleme. După aceea vom vedea că poporul începea să strige la Domnul să se îndure de ei și știm că Domnul se îndură de ei, iar când Domnul vedea că se convertesc, le mai aducea câte o victorie împotriva dușmanilor lor. Iar victoriile veneau în această perioadă a lui Israel printr-un judecător din timpul respectiv. Aceste cicluri mereu repetate, apostazie, robie, îndurare și victorie, a făcut la un moment dat ca în Israel unul după altul să slujească 7 judecători mai importanți. Pentru că în acel timp nu erau regi în Israel, Israel abia trecuse de la faza de popor nomad la un loc stabil și conduceau Israelul judecătorii. O să urmeze, vom vedea, după judecători, urmează regi. Și am văzut că în pasajul biblic de astăzi avem în fața noastră singura femeie judecător, Debora. Observăm că Dumnezeu folosește de multe ori, am spune noi, lucruri slabe pentru ca să aducă victorie. Nu trebuie să credem că Dumnezeu trebuie să facă cine știe ce transformări extraordinare pentru ca noi să-i putem sluji, ca noi să-i putem fi de folos planurilor sale. Nu, spune Sfântul Apostol Pavel în 1 Corinteni, capitolul 1, Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale acestei lumi pentru ca să facă de rușine pe cele puternice. Și vom vedea, dacă citim Cartea Judecătorilor, chiar dacă Debora este judecător femeie și Biblia o numește, cum este Biblia, ăsta femeia, un vas mai slab, nu? Cu toate acestea vom vedea că victoriile, salvările pentru poporul acesta ales al lui Dumnezeu vor veni de unde nu te aștepți. O să vedem un judecător Ehud, nu? Deși era bărbat, spune Sfânta Scriptură că era infirm, nu putea să folosească o mână. La fel, dacă ne gândim la Shamgar. Shamgar a adus, să zicem, victoria, izbăvirea, deși era un om puternic cu o bucată de lemn cu care curăța plugul de țărână și cu care băți sau ce era din lemn, a ucis o grămadă de filisteni. Gedeon, dacă ne aducem aminte din cursurile când le-am făcut acum vreo 7 ani, 8 ani în urmă, de asemenea era un judecător complexat, pur și simplu. Spunea, eu vin din cea mai nenorocită familie din Israel, Doamne, sunt slab, sunt tânăr, Tu nu poți să lucrezi cu mine, nu mă pune judecător. La fel Samson, știm că a ucis foarte mulți filisteni cu o falcă de măgar.
Iată cum lucrează Dumnezeu cu lucruri mărunte, cu lucruri slabe și cu oameni slabi. Și dacă facem o paralelă între trei judecători ai lui Israel, și aici mă refer la Otniel, la Ehud și Deborah, vedem că Otniel a înfruntat lumea, și aici când vorbesc de lume vorbesc și spiritual, pentru că el s-a bătut cu cei din nord, din Mesopotamia, adică cu cei din afara țării promise, cu dușmanul care de fapt venea din lume. Ehud de asemenea înfruntă pe cei din Moab, erau cei care trebuiau să fie de fapt morți conform cerinței lui Dumnezeu, nu? Ei nu sunt din afara țării promise, nu sunt lumea, adică ei sunt din interior și sunt considerați spiritual firea pământească, asta care se află în noi, nu-i din afară, da? Firea pământească care, așa cum știm, trebuie omorâtă, trebuie răstignită, nu spune Sfântul Apostol Pavel. Noi, de fapt, atunci când ne enervăm așa tare sau când ne răzbunăm pe cineva, nu? E semn că firea din noi nu-i moartă, mai trăiește, nu-i răstignită, e vie acolo, da? Iar Deborah, interesant, în această comparație a celor trei judecători, s-a bătut cu diavolul. Deborah are de dus cea mai puternică luptă, mai mult decât cu lumea, mai mult decât cu firea pământească, ea se luptă cu, am zis eu, rădăcina tuturor relelor, care este diavolul. Deci vrăjmașii erau lângă ea, erau deasupra lor, spune Sfânta Scriptură că oamenii aceștia de acolo îi asupreau pe israeliți de zeci de ani. Și știm că diavolul, pentru a aduce păcatul în lume, s-a folosit prima dată de o femeie. Și vedem astăzi că o altă femeie, Deborah, lovește puterea diavolului, puterea satanei. Putem spune că, într-un fel, Deborah ce face? Deborah răscumpără păcatul primei femei, a Evei. Ca mai târziu, o altă femeie, Fecioara Maria, să o facă în mod plenar. Deci ne răscumpără, se folosește Dumnezeu de ea ca să ne răscumpere totalmente de păcat. Numele Deborah, poate vă aduceți aminte, înseamnă albinuță. O albină frumoasă, o albină de patru ori femeie, am spus eu. Prima oară femeie, de ce? Pentru că avea o relație personală extraordinară cu Dumnezeu. În Judecători 4 cu 4 descoperim trei lucruri importante despre Deborah. Zice acolo, în vremea aceea, judecător în Israel era Deborah, profetesa, soția lui Lapidot. Deci era judecător, era profetesă și era soție. Primul dintre ele a spus primul lucru despre Deborah. Deborah avea o relație personală extraordinară cu Dumnezeu, manifestată printr-o slujbă foarte bine definită. Era profetesă. A fi profet înseamnă să ai o relație extraordinară cu Dumnezeu, o relație excepțională cu Dumnezeu. În Biblie, nu știu dacă știți, sunt 10 femei profetese. Și interesant, în Vechiul Testament sunt 5 și în Noul Testament tot 5. În Vechiul Testament, una dintre ele este Deborah, era Maria sau Miriam, sora lui Moise, da? Era Hulda, o altă profetesă,
Noadia, o altă profetesă, și soția lui Isaia. Foarte interesant. În Noul Testament e mai simplu. Ana, care era la templu când Iisus a fost prezentat tatălui, nu la templu, și sunt cele patru fete profetese din casa lui Filip. O să ajungem și la ele, probabil, peste 2 ani. Iată de ce este foarte important ca într-o biserică să existe femei care să aibă o relație personală deosebită cu Dumnezeu, manifestată printr-o slujbă foarte bine definită. Și aici ne putem gândi la multe femei care își consacră viața lui Dumnezeu. De exemplu, într-o mănăstire. Că avem multe femei care și-au consacrat viața într-o mănăstire. Sau slujind într-o biserică, prin diferite munci. Sau rugându-se pentru cei bolnavi, pentru cei cu diferite probleme. Observați o slujbă bine definită. Asta sigur că este și la atitudinea fiecărei femei. Da, aș vrea să-i slujesc printr-o slujbă definită lui Dumnezeu în biserica din care fac parte. Și puteți să vă alegeți că sunt o grămadă de posibilități. Nici nu trebuie să spuneți nimănui că vă știe Dumnezeu ce faceți dumneavoastră în biserica din care faceți parte. Un al doilea lucru pe care îl descoperim despre Debora este relația personală a lui Debora cu Dumnezeu, care se manifestă interesant și prin cântarea de laudă pe care ea o aduce lui Dumnezeu. Ce face această femeie extraordinar? Cântă laudă lui Dumnezeu. Și vreau să vă spun că cineva care laudă pe Dumnezeu face să răsune din inima sa, prin gură, cântări de laudă. Și cred că Satana este cel mai supărat atunci când aude pe cineva cântând laudă lui Dumnezeu. Să nu vă fie frică că vă face ceva când vă aude cântând lui Dumnezeu laudă. Că atâta că e supărat, dar fuge, că nu-i place să audă când îi cânți lui Dumnezeu glorie, laudă. Iar această laudă trebuie să fie una pe care noi să o facem în viața noastră, nu numai venind la biserică, nu numai duminica. Să-i cântăm laudă lui Dumnezeu și acasă când suntem cu cratița în mână, cu fierul de călcat în mână, cu rufele la uscat, și pe drum și oriunde. Fiecare trebuie să-i cântăm tot timpul laudă lui Dumnezeu. Pentru că dacă ne blocăm așa pe supărări din acestea pe care le avem noi în fiecare zi ale noastre, pe greutățile pe care le avem, pe problemele pe care le avem, noi nu putem să-i cântăm lui Dumnezeu laudă. Vedem doar primele versete din Judecători 5, unde Debora cântă laudă lui Dumnezeu din tot sufletul ei, din toată inima ei. Sunt 31 de versete acolo de laudă și vă rog să le citiți pe toate, eu doar primele 3 versete. În ziua aceea, Debora și Barak, fiul lui Abinoam, au cântat. Pentru că acei conducători au condus în Israel și pentru că poporul s-a oferit de bunăvoie, binecuvântați-l pe Dumnezeu. Ascultați, regilor, plecați urechea, voi care conduceți. Eu voi cânta Domnului, voi cânta Domnului Dumnezeului lui Israel laudă. Este superb. Al treilea lucru despre Debora. Cunoștea foarte bine Sfânta Scriptură Debora. În Judecători 5:9 se spune, Barak i-a zis, dacă tu vii cu mine, voi merge, dar dacă nu vii cu mine, nu voi merge. Ea a zis, voi merge cu tine, dar că nu va fi spre onoarea ta drumul pe care mergi, pentru că Domnul îl va da pe Sisera în mâna unei femei. Deci ea știa
din ce a spus Dumnezeu, cunoștea foarte bine cuvintele lui Dumnezeu, ce se va întâmpla în continuare. Adică îi spune Debora lui Barac că ea știe din cuvântul lui Dumnezeu că doar Dumnezeu poate să aducă victoria. Și tu, Barac, tu nu te încrezi în cuvântul lui Dumnezeu. Eu mă încred, Barac, în cuvântul lui Dumnezeu. Deci Debora, care avea o relație personală cu Dumnezeu, este și o femeie care laudă pe Dumnezeu, are o slujbă bine definită și se bazează pe cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că pe Dumnezeu îl cunoaștem cel mai bine din cuvântul Său. Relația personală cu Dumnezeu se clădește de multe ori cu multă răbdare, se clădește cu mult efort, chiar foarte greu de multe ori. În 1 Samuel, dacă vă aduceți aminte, capitolul 1, vedem acolo o altă femeie extraordinară, Ana, care vrea să stea cât mai aproape de Domnul, vrea să aibă o relație cât mai puternică, să-și clădească o relație personală cu Domnul, având neîncetat în fața ei un lucru foarte important, de care trebuie să ținem cont, altarul. Altarul, se spune despre ea, ea era nelipsită de la templu. Nu era o relație cu Dumnezeu la fără frecvență, nu? Zilnic mergea la templu Ana. Ana avea și un mod de rugăciune mai diferit, dacă ne aducem aminte, față de ceilalți evrei. Avea o rugăciune deosebit de profundă, de neimaginat. Ea se ruga stând în fața altarului de la templu. Iar altarul acesta, vreau să vă spun un lucru pentru noi toți, nu este numai aici, în biserică, nu-i numai biserica. Altarul acesta trebuie să fie și casa de acasă, și copiii, și soțul, și ca femeie, ca soție și mamă, mai ales când soțul adesea lipsește de acasă, tu trebuie să-ți iei foarte în serios rolul de preot în casă. Ua, ce-am zis? Ceva greșit. Am văzut că v-ați supărat pe mine. Nu! Va trebui să vă luați rolul de preot în serios în casa dumneavoastră. De aceea spune Sfânta Scriptură că noi suntem o seminție aleasă și avem o preoție împărătească noi toți de aici. Și prin botez, atenție, noi toți participăm la preoția lui Iisus Hristos, noi toți participăm prin botez la misiunea Lui profetică, observați, toți avem această misiune profetică și regească în același timp și trebuie să vestim celor din casele noastre ce? Faptele mărețe ale Lui Hristos. Să vestim că Iisus ne-a chemat pe fiecare în parte din întuneric la lumina sa minunată. Așa cum spune Sfântul Apostol Petru în prima sa scrisoare. Și de aceea în casă, tu ca femeie, trebuie să-ți îndeplinești și rolul de preot. Adică ia-ți copiii sau ia-ți nepoții și condui la Domnul în fiecare seară sau măcar când ai ocazia să-i duci la Domnul. A avea o relație personală cu Domnul înseamnă a avea altar. Și asta înseamnă jertfă, asta înseamnă rugăciune, asta înseamnă lacrimi ca la Ana, mama lui Samuel. Relația cu Dumnezeu se clădește punându-L mereu pe Dumnezeu în centrul vieții tale. Eu știu că este foarte greu ca o femeie care e creată să treacă totul prin inima ei, să-L pună pe Dumnezeu în centru. Este greu. E greu pentru că femeia este împărțită în 1001 de slujiri și va trebui să fie foarte atentă ca să știe să aleagă dintre ceea ce este mai puțin important și ceea ce este important sau mai important. A fost problema sau dilema, dacă vă aduceți aminte, a Martei. Marta nu știa ce este mai important.
I-a dat drumul la foc, a pus oalele la fiert și îi spune Iisus: Marta, problema mai importantă eu sunt decât cratițele tale. Și atunci Marta i-a zis frumos: nu-i nimic, Doamne, atunci mâncați sandwich-uri. Cred că numai asta a fost mâncarea lui Iisus după aceea, de câte ori venea la Marta cu apostolii. Vrei să stai, să stau lângă Maria? Nu-i nimic, Iisuse, atunci mâncați hrană rece. Nu cred că s-a supărat Iisus atunci pe Marta. Sunt convins că Iisus a voit să-i arate Martei care este partea cea mai importantă, partea cea mai bună. De aceea spun, noi trebuie să-L punem pe Iisus Hristos totdeauna în centru. Chiar și deasupra copiilor trebuie pus Iisus, chiar și deasupra soțului, a banilor, a carierei, a tinereții, pentru că dacă ne facem idol din ei, atunci o să ne ia Dumnezeu într-o zi, vă spun, și va fi mare decepția și va fi mare durerea. De aceea, mai presus de orice, Iisus Hristos. Mulți dintre noi, să știți, L-am scos pe Iisus din centrul vieții noastre și tot ne hotărâm să-L punem la loc, dar nu mai reușim. Și anii trec și totul trece și parcă nu putem să-L mai punem la loc. Și culmea că și viața noastră este, nu știu, așa ca un tablou neterminat, ca un tablou care nu are reprezentat nimic în centru. Lipsește personajul principal de acolo, lipsește Dumnezeu. Suntem atât de ocupați încât nu mai avem timp de lucrurile acestea care zidesc, lucrurile acestea care provoacă liniște, de lucrurile acestea care provoacă pace, care provoacă bucurie. Ne hotărâm să ne facem niște lucruri în viață, niște rosturi în viață și devenim insensibili sau neatenți la lucrul cel mai important din viața noastră. Și vreau să vă spun, chiar dacă de multe ori facem rugăciuni, că le facem, nu că ne rugăm, facem rugăciunile. A te rugai una, a face rugăciunii alta. Venim la biserică și asta o facem, dar nu-L avem pe Iisus Hristos în centrul vieții noastre. Și se observă acest lucru la majoritatea credincioșilor, vă spun. E foarte important. Și mai rău, vă spun, murim așa, fără Iisus în centrul vieții noastre. Și vom avea, cum spuneam, un tablou al vieții neterminat. Deci Debora era odată femeie pentru că avea o relație personală cu Dumnezeu, o relație extraordinară, o relație în care îl avea în centru pe Dumnezeu. Debora mai avea un lucru, avea și o știință că victoria vine numai de la Dumnezeu, vine din cuvântul lui Dumnezeu pe care ea îl credea. Vedem că atunci când pleacă la luptă Barak cu oamenii lui și cu Debora, erau, ați auzit, în inferioritate numerică foarte față de dușmani. Erau doar 10.000 de oameni împotriva a mult mai mulți decât ei. Și nu numai că erau puțini, interesant acest lucru, Debora s-a uitat la oamenii lui Barak și a văzut că ăștia erau cu mâinile goale. N-aveau nimic în mâini. Și încântarea ei spune atât de frumos că nu aveau acei 10.000 de oameni nici scut, nici sabie, nici sulițe, nimic. Și mai avem noi asemenea cazuri când poporul lui Dumnezeu pleacă la luptă cu mâinile goale. Era foarte scump fierul pe vremea respectivă, era foarte greu de procurat pentru a-și confecționa arme. Filistenii aveau pe atunci, putem spune, monopolul fierului și aveau pe atunci 900 de care de fier. Era o armată extraordinară care, observați, se confruntă cu o armată a lui Israel cu mâinile goale. Ca să pornești într-un asemenea război, păi vreau să vă spun că trebuia să ai o încredere enormă în Dumnezeu. Și femeia aceasta a arătat o credință fantastică.
Israeliții, culmea, că aveau și o poziție dificilă, erau pe un vârf de munte, pe Tabor, poate ați fost acolo și ați văzut cum arată. Numai Dumnezeu putea să facă ceva pentru ei acolo. Niciun bărbat nu credea în victorie, să știți, dar această femeie a crezut. Și știți de ce a crezut? Păi dacă cunoști cuvântul lui Dumnezeu, tu te încrezi în Dumnezeu, dar dacă nu-L cunoști, te clatini, te clatini. Parcă am auzit și eu de câteva spuse a lui Dumnezeu. Orice problemă care vine peste tine când nu știi cuvântul lui Dumnezeu, ești un om terminat. Un verset din Biblie, vreau să vă spun, îți poate schimba viața, pentru că niciun cuvânt din Sfânta Scriptură nu este lipsit de putere. Este o forță de neimaginat. Deci, subliniez, trebuie să cunoaștem acest cuvânt și eu vă mulțumesc că vă străduiți să cunoașteți acest cuvânt. Foarte mulți oameni pe patul de suferință, de exemplu, vor să fie vindecați. Da, și mi-e milă, vreau să vă spun, mă doare enorm de mult, pentru că oamenii aceștia au o dorință fantastică ca să scape de durere, de suferință, de boală. Dar ei, săracii, habar nu au că există un medicament foarte puternic pentru boala lor, care este cuvântul lui Dumnezeu, și ignoră totalmente acest medicament. Păi știți, eu n-am timp de cuvântul lui Dumnezeu și apoi dacă n-am făcut-o toată viața, acum ce rost mai are? N-are niciun rost. Da, e drept, n-are niciun rost. Dar este o forță extraordinară acest cuvânt. Debora era a doua oară femeie, de ce? Pentru că avea o relație intimă cu familia. Ce înțelegem din Judecători 4:4? Zice... Deci, acolo ni se spune așa că Debora era profetesă, era judecător și era și soția lui Lapidot. Observați, i s-a pomenit aici, în Scriptură, la punctul acesta, familia ei. De ce? Pentru că Scriptura este foarte atentă la detalii. Această femeie era familistă. Era soția lui Lapidot și din păcate sunt și femei care au prea puțin timp pentru familia lor, motivând că au un serviciu prea încărcat, funcții prea solicitante sau din alte motive. Debora era de două ori femeie, odată pentru că avea o relație excepțională cu Dumnezeu și în al doilea rând pentru că avea familie. Era soția lui Lapidot. Lapidot, știți ce înseamnă? Că e frumos numele ăsta. Candelă sau lumină. Noi știm că lumina în Sfânta Scriptură este simbolul mărturiei, da? Deci în lumină dai mărturie. Ești ca o lumină care mărturisești ce ești. Ce frumos aici, dacă stați să vă gândiți, s-a căsătorit Albina, care asta e hărnicuță, nu? E... lucrează, lucru, hărnicia, nu? S-a căsătorit cu lumina sau mărturia. Este fantastic. Deci, o familie care învață să fie și lumină înaintea lui Dumnezeu, să fie și harnică pentru Dumnezeu, este o familie care îi place lui Dumnezeu. S-a căsătorit lumina, mărturia cu lucrul sau cu hărnicia, spune Domnul. Și în cântarea Deborei, din capitolul 5 la versetul 7, spune Debora: satele erau pustii în Israel, erau pustii până când m-am ridicat eu, Debora, mamă a lui Israel. Ce frumos! Ea se numește pe sine mamă a lui Israel și era și soția lui Lapidot. Nu Lapidot era soțul ei. E diferență, da? Când o strigau oamenii, îi ziceau în felul următor: Debora a lui Lapidot, nu? Frumos! Acest lucru arată cam ce poziție au bărbații în casă și ce poziție au femeile în casă. Mai auzeam și la țară, nu? Care erau numiți câte unii
Costel al Mărioarei, nu? Și aici realizai cine-i șeful. Costel sau Mărioara. Era o mamă, această femeie, o mamă în Israel. Adică își făcea treaba de soție și de mamă. Mă duc un pic, că îmi place legătura aici, în 2 Timotei, în capitolul 1, unde Sfântul Apostol Pavel, vorbindu-i lui Timotei, ne descopere un secret al copilului care este plăcut în fața lui Dumnezeu și plin de har era acest Timotei. Și acest secret este clar, familia puternică în care a crescut Timotei. Și spune Pavel, ce frumos, zice, îmi amintesc, și interesant că Pavel spune aici, îmi amintesc nu de religia bunicii tale, ci de credința bunicii tale, de credința neprefăcută care este în tine, care a fost mai întâi în bunica ta, Lois, și în mama ta, Eunice, și sunt convins că este și în tine. Este fantastic. Deci a avut o familie puternică în spate acest Timotei. Și dacă avem astfel de familii ca Timotei, atunci vom putea scoate foarte mulți Timotei noi, pe bandă ar ieși. Dar din păcate lipsește această familie din spate, bunica, mama, care să scoată niște Timotei pentru astăzi. Tot Pavel îi spune lui Timotei în 2 Timotei, capitolul 3, tu din copilărie cunoști Sfintele Scripturi care îți pot da înțelepciunea spre mântuire prin credința care este în Hristos Iisus. E ce frumos! E greu să ai o relație intimă cu familia pentru că îți cere multă jertfă, îți cere multă renunțare. Și am observat că dacă întreb femeile care este problema numărul 1 din familia lor, majoritatea răspund, nu suntem înțelese. Nu suntem înțelese, este lipsa de înțelegere. Și dacă vrei să faci ceva, dacă vrei să dezvolți ceva în familie, material și spiritual, nu contează, atunci clar că tu ai nevoie de înțelegere, ai nevoie de susținere, nu? Apoi, problema numărul 2 în familie este și lipsa de afecțiune, spun multe dintre femei, nu? Da, nici nu trebuie să aștepți mult de la bărbați, asta e clar, pentru că, în general, sunt creați să gândească numai cu mintea. E foarte important, va trebui femeia să învețe să fie mai puternică, asta este, că suntem diferiți. Avem o altă structură, noi bărbații, dumneavoastră aveți altă structură. Dar trebuie să intre în fișa dumneavoastră de post că trebuie să fiți puternice, puternice, mai puternice. Înțelegeți de ce zic eu lucrul acesta? Adică trebuie să vă obișnuiți cu acest fel de a fi a bărbatului și trebuie să vă luați rolul acesta de puternică. Adică un rol mai amplu, am zis eu, decât cel al bărbatului. Și asta se verifică. Eu, când voi la mama, deja înțeleg totul. De ce Pavel nu a spus nimic despre tatălui Timotei? Voi numai de bunica și de mama. Ăsta era plecat la lucru, departe undeva. Venea poate numai seara, nu se întâlnea cu familia, sau venea poate numai vineri seara. Și atunci mama și bunica erau cele care stăteau permanent cu Timotei. Vedem rolul mamei mai ales aici în privința copiilor și e foarte important acest lucru. Deci, soția, femeia, mama trebuie să-și pună amprenta și semnătura pe copiii lor. Dumneavoastră, nu mai întâi lumea, nu mai întâi școala, ci prima dată dumneavoastră. Debora știa să-l traducă foarte bine pe Lapidot. Îl cunoștea bine de cum intra pe ușa casei.
După cum arăta, își dădea seama, știa să-l calmeze dacă era nervos, știa să-l facă vesel dacă era supărat, știa să-l mângâie, să-l sărute, să-i confere pacea, să-i confere liniștea. Știa toate acestea. De ce foarte importantă această afecțiune și această relaționare între el și ea în casă. Debora era a treia oară femeie. De ce? Pentru că avea o relație activă cu oamenii. Judecători 4:4 spune, în acel timp Debora era judecător în Israel. Interesant, singura femeie, am spus, judecător din Sfânta Scriptură. Atunci când Dumnezeu, trebuie să înțelegem, când Dumnezeu nu găsește niciun bărbat potrivit pentru misiunea pe care El vrea să o încredințeze, ce face Dumnezeu atunci? Atunci acea misiune o dă unei femei. Deci mai întâi totdeauna caută un bărbat. Dacă nu găsești, tă-ți dau din coate și că e greu și știi, Doamne, nu pot, eu sunt mai amărât, mai așa, lipsit de... Atunci Dumnezeu automat găsește o femeie. A căutat Dumnezeu în acel timp judecător un bărbat și n-a găsit niciunul și s-a dus la Debora și i-a spus, uite, nu am găsit niciun bărbat, dar nu-i nicio problemă. Fii tu bărbat. Și ajunge Debora să fie judecător și să vedem ce făcea ea zilnic, că și asta e important, scrie judecător 4:5, ea locuia sub palmieri între Rama și Betel, în muntele lui Efraim, iar fiii lui Israel urcau la ea pentru judecată. Deci veneau oamenii la ea pentru sfaturi, veneau pentru consiliere. Avea un birou, după cum ați observat, sub un palmier, da? Și stătea cu oamenii poate ore întregi în fiecare zi ca să-i consilieze. De ce veneau la ea pentru sfaturi? E și asta o întrebare. Pentru că era o femeie care avea relații profunde cu Dumnezeu. Era o femeie care avea relații profunde cu familia ei proprie. Și acest lucru o ajuta să dea și sfaturi bune oamenilor care veneau la ea. Și noi mergem cu multă încredere și ușurință la cineva care are o relație profundă cu Dumnezeu. Eu mă duc cu mare drag la cineva care știu că El e în Domnul și Domnul e în El. E foarte important. Și veneau și femeile la această femeie și o întrebau, tu, Debora, dar cum reușești să stai cu lapidotul ăsta și să te înțelegi cu el așa de bine? Pentru că eu nu reușesc cu bărbatul meu. Și veneau și bărbații și îi spuneau, uite, eu am o altă problemă, nu cu femeia, am o problemă cu vecinul meu, nu? Cum să o rezolv, Debora? Sunt foarte supărat. Eu știu că tu ești și profetesă, Debora, și că ai un cuvânt din partea lui Dumnezeu și pentru problema mea. Spune-mi un cuvânt în acest necaz al meu, întreabă-l pe Dumnezeu cum e bine să procedez. Nu știu, dar cred că este foarte greu la un bărbat să facă lucrul acesta, să se ducă, să fie consiliat de o femeie. Cred că trebuie să fie foarte deprimat, deznădăjduit așa, să meargă la o femeie și să ceară un sfat și să vadă în acea femeie mâna lui Dumnezeu. Debora era foarte bine văzută în societate, era foarte implicată, era foarte activă această femeie. Țineți minte, în Fapte, am făcut noi, când am ajuns în Faptele Apostolilor, în capitolul 9, era la Iope o credincioasă cu numele de Tabita. Vă aduceți aminte de ea? Tabita. Această femeie era plină de fapte bune și de pomenile pe care ea le făcea. Când în Iope această femeie s-a hotărât se atragă pe oameni la credință în Iisus Hristos, toată lumea a acceptat să vină la ea. Și știți de ce? Pentru că în Iope, femeia aceasta, știți ce făcea? Făcea haine la copiii săraci. Meseria ei era croitoreasă. La fiecare două haine pe care le făcea pentru cei cu bani, făcea și una
gratis și îmbrăca pe copiii săraci. Și când a început să predice Sfântul Apostol Pavel la ea în casă, că la ea a început, a venit tot orașul la ea în casă, pentru că Tabita era o femeie cu influență, o cunoștea tot orașul. De ce? Pentru că era plină de fapte bune, era practic mâna deschisă a lui Dumnezeu pentru acel oraș. Dumnezeu a mântuit acolo foarte mulți oameni, să știți, pentru că Dumnezeu a pus în mâna acestei femei acel ac mic, mărunt, nesemnificativ până la urma urmei, la prima vedere. Tabita l-a întrebat pe Dumnezeu: Doamne, eu ce pot să fac pentru Tine? Și răspunde Dumnezeu: o cămășuță, dacă faci, super. Și pentru ea sau în locul ei au vorbit cămășile pe care ea le croia și le cosea. Ea n-a trebuit să predice nimic, să știți, n-a trebuit să vorbească nimic. Dumnezeu nu i-a încredințat misiunea nici de profet sau de predicator, i-a încredințat un ac, atât. A început să coase haine și să dea haine oamenilor. Și oamenii au respectat-o pentru că avea un ac pus în slujba lui Dumnezeu. Și cu acul pus la dispoziția lui Dumnezeu a reușit să întemeieze o biserică extraordinară în Iope, această femeie. Aveți un dar fantastic din partea lui Dumnezeu, numai trebuie folosit. Ne dăm seama ce influență avea Debora. Ce spunea ea, să știți că așa rămânea, așa se făcea. Un întreg popor venea la ea să fie judecat de această femeie. Lua decizii extraordinar de importante și pentru popor și pentru fiecare om care venea la ea în parte. Cum spunea și profetul Daniel, dacă vă aduceți aminte, regelui: bă, omule, eu nu pot descifra visul acesta care tu l-ai, dar eu pot să te duc pe tine în prezența lui Dumnezeu și El, Dumnezeu, îți va desluși acest vis, pentru că eu sunt omul lui Dumnezeu și pot să te duc pe tine în fața lui Dumnezeu. Sigur, așa făcea, garantez, și Debora cu oamenii care veneau la ea. Hai să ne rugăm împreună în fața Domnului și Dumnezeu ne va da un răspuns la problema pe care o ai. Pentru că dacă avea o relație cu Dumnezeu, cu siguranță Dumnezeu îi vorbea. Să vedeți, dacă vă aprofundați relația cu El, o să auziți că Dumnezeu vă vorbește. Îi dădea răspunsuri de Deborei Dumnezeu, ca să le dea mai departe oamenilor. Debora avea o familie bună, avea o familie puternică, dădea sfaturi înțelepte și nu putea nimeni să o arate cu degetul pe această femeie. Pentru că spune Sfânta Scriptură că după roadele lor îi veți cunoaște. După roadele acestei femei, ea era cunoscută în Israel. În Proverbe 31:30 se spune despre mama împăratului Lemuel, nu? Că această mamă a împăratului își întinde mâna spre cel nenorocit și bărbatul ei, a mamei acestui împărat, este văzut bine la porți din cauza faptelor soției lui. Ce frumos e, ce important este o femeie în societate, ce importante sunt faptele unei femei în societate. Observați, pentru ce făcea mama împăratului la mine, era bine văzut soțul mamei împăratului. Ce important este ca femeia să meargă spre oameni, să fie un creator de bine această femeie, să fie un creator de frumos, de pace, de liniște și nu invers. Dumneavoastră aveți acest rol important. Ce frumos spune Sfântul Francis de Assisi: Doamne, fă din mine un instrument al păcii Tale. Asta trebuie să fie rugăciunea noastră a tuturor. Acolo unde este ură, să aduc ce? Iubire. Acolo unde este ofensă, eu să aduc iertare.
iertare, acolo unde este dezbinare să aduc unire, unde este greșeală să aduc adevăr, unde este neîncredere să aduc credință, unde este disperare să aduc speranță, acolo unde este întuneric să aduc lumină, acolo unde este tristețe să aduc bucurie. Este extraordinar. O, Stăpâne, nu te-am căutat atâta spre a fi eu consolat, cât pentru a consola pe alții, nici spre a fi înțeles eu, cât pentru a înțelege, cât nici pentru a fi iubit, ci cât să iubesc. A patra oară Debora este femeie pentru că avea o relație bazată pe ce îi spune Dumnezeu legat de slujitorii lui Dumnezeu. În primul rând, dacă observați, Debora recunoaște pe slujitorul lui Dumnezeu. În Judecători 4 zice, ea a trimis să-l cheme pe Barac și a zis, oare nu a poruncit Domnul Dumnezeu lui Israel, mergi pe muntele Tabor și ia cu tine 10.000 de oameni? Observați aici, ea îl recunoaște pe Barac ca fiind slujitorul Domnului. Și Debora a fost gata să spună, acum trebuie căutat un bărbat, da? Pentru că acum este timpul de luptă. Eu sunt doar judecător în Israel. Acum e nevoie de un bărbat. Ea nu numai că l-a recunoscut pe Barac ca slujitorul lui Dumnezeu, ci prin recunoașterea ei l-a recunoscut ca slujitor pe Barac tot poporul, datorită faptului că ea l-a recunoscut prima dată. A spus Debora, Dumnezeu te-a pus pe tine acum să fii luptător în Israel, tu să te duci la luptă cu acești 10.000 de oameni, chiar dacă sunt cu mâinile goale și nu au arme, tu trebuie să te duci, Barac. Deci, ea nu numai că îl recunoaște pe slujitorul Domnului. Și aici vreau să învățăm ceva, să avem grijă mare cum vorbim de față cu alții sau mai ales cum vorbim de față cu cei mici din casă despre slujitorii Domnului. Și aici pot să încep cu învățătorul, pot să încep cu profesorul, ce bă, ăla-i, sau aia-i profesoară, mă. Sau ăla e popă, mă. E foarte important acest lucru, pentru că popa ăla de acolo o să treacă într-o zi. Iar biserica trebuie să rămână. Și uite așa ne-am golit bisericile de generația mai tânără. Pentru că n-am știut să punem fermoarul. Ce-i cu ăla? Cine-i ăla? Și asta o face și mass media în continuare și o fac toți. Și nu trebuie să ne mirăm că nu mai vine nimeni la biserică, ca și când ar veni la popa, dar nu vin la popa ei când vin aici. De-aia, cine înțelege și cine cunoaște Sfânta Scriptură știe pentru ce vine aici. Ca o paranteză. Deci, ea nu numai că îl recunoaște pe slujitorul Domnului, pe Barac, ci îl și încurajează pe acest om. Ce frumos, nu? Spune Debora, scoală-te, căci aceasta este ziua în care Domnul îl dă pe Sisera în mâinile tale. Oare nu iese Domnul înaintea ta, Barac? Și acest lucru înseamnă o încurajare extraordinară, puternică. Dacă era altcineva în locul ei, nu cred că făcea acest lucru. Bă, cum să te duci, mă, Barac, mă, că iau 900 de care de fier, mă, omule, mă. Uite-te la oamenii tăi, n-au nimic în mâini. Uite-te cât suntem de puțin, mă. Debora, în schimb, observați, curaj, Barac, e Domnul cu noi. De atâtea ori nu avem și noi nevoie de încurajare, cu toții. Și noi trebuie să înțelegem că numai împreună putem fi învingători. Și de aceea este foarte importantă încurajarea celor de lângă tine. Debora mai face ceva. Ea lucrează împreună cu slujitorul lui Dumnezeu. Zice
voi merge cu tine, mă duc și eu la luptă. Deci, femeie la luptă. Vedem că lui Barac i-a fost frică să meargă singur la luptă, cu toate că Dumnezeu l-a trimis singur. S-a gândit Barac, băi, eu nu-s profet, nu am relații bune nici cu Dumnezeu, să vină și profetul cu mine. Și știți ce a spus Debora? Voi veni cu tine, dar pentru că ți-a fost frică Barac, să știi că tot o femeie îl va învinge pe Sisera, dușmanul. Și cum a murit Sisera? Ați citit? După ce a fost bătut bine, nu? Sisera a fugit la, cum o chema, Iaela, da. De ce? Ca să se ascundă în cortul ei. Și i-a cerut Iaelei apă, nu? Și ce i-a dat? Lapte. Și ăsta a făcut nani. O adormit. Și l-a ucis în timp ce dormea, înfingându-i un țăruș în tâmplă. Sigur că ne uimește cruzimea gestului ei, dar este singura femeie, în afară de Sfânta Fecioară Maria, căruia îi sunt adresate aceste cuvinte în Judecător 5:24. Binecuvântată ești tu între femei. De ce? Oare pentru un țăruș bătut în tâmpla unui om? Aici principiul și înțelesul, să știți că este spiritual. Este foarte puternic. E profund. Sisera aici este egal cu diavolul. Diavolul care nu poate fi distrus cu nimic, vă spun, nici cu rugăciuni, nici cu tămâie, nici cu toaca, bată-l toaca, nici cu lumânări, cu nimic. Ăsta trebuie ucis. Debora putea să meargă și fără Barac la luptă în fața lui Sisera. Și riscul era ca Sisera putea să-i spună, bă, femeie, tu ești și judecător, toată lumea ascultă de tine, da? Mai ești și profet. Te rog, Debora, zi un cuvânt că vor merge toți bărbații după tine la luptă, fără Barac. Asta e ispită, se cheamă. Dar Debora a zis, no, eu nu merg decât cu Barac la luptă. Aici e nevoie de un bărbat care să lupte cu voi. Ce frumos! Ceea ce m-a surprins, totuși, este faptul că, dumneavoastră știți că sunt niște eroi ai credinței scriși în cartea, în scrisoarea către evrei. M-a surprins faptul că acolo, în Evrei 1, nu este trecută Debora ca erou al credinței, ci Barac. Interesant. Între ei doi, Dumnezeu, observați, alege bărbatul. Debora a rămas undeva în spate și aici e frumusețea, deși ea a provocat toată această victorie cu Dumnezeul ei. Dar și-a pus un bărbat în fața ei ca ea să nu se vadă, să nu iasă în evidență. La fel, dacă ne amintim, Acvila și Priscila au stat la spatele lui Pavel și au fost de foarte mult folos lui Pavel, ca el să-și împlinească misiunea lui. Dar nu apar în fața lui. Apollo, la fel, a fost învățat cu deamănuntul despre credință de către o femeie, Fivi. Deci, au fost femei care au știut să-și încurajeze slujitorii și ei să rămână în spate. O femeie poate destabiliza mult situația, să știți, într-o biserică, ca și Miriam, soția lui Moise. Ce, numai Moise vorbește cu Domnul? Noi nu putem. Și ce a făcut această femeie? A făcut un prăpăd în poporul Domnului și era și profetesă, dacă vă aduceți aminte. Deci o femeie poate strica mult în biserică dacă nu recunoaște, dacă nu încurajează și nu ajută pe slujitorii Domnului, indiferent cât de mici par a fi aceștia.
Deci o femeie în biserică poate fi ca Maria, sora lui Moise, să facă prăpăd, dar o femeie poate să fie și ca Debora și ca Iaela, care să-l nimicească pe diavol. Pentru că este mai bine să înfigi un țăruș în capul lui Satana, a lui Sisera, decât să-i tai capul lui Ioan Botezătorul. Ați înțeles diferența între femei? Bun. Deci dacă faci bine, să știți că Dumnezeu te va răsplăti. Dumnezeu va binecuvânta foarte mult viața unei femei dacă știe să slujească Domnului împreună cu slujitorii Domnului, dacă știe să aibă o relație bună cu Dumnezeu, o relație bună în societate, o relație, am spus eu, scripturistică cu Domnul. Din păcate, unele femei sunt doar o dată femeie, altele de două ori, altele de trei ori și altele de patru ori. Eu vă doresc la toată lumea, la toate femeile, să fiți ca Debora, de patru ori. Am învățat de ce de patru ori, că este foarte important ca prezența dumneavoastră în viața noastră, vorbesc aici în biserică, ca prezența dumneavoastră în societate, să aducă roadele pe care le-a adus Debora. Vă mulțumesc și vă doresc să fiți Debore. Lăudați să fie Iisus Hristos! Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Domnul să fie cu voi. Prin mijlocirea Preasfintei Fecioare Marie a Sfântului Iosif și a tuturor sfinților, să vă binecuvânteze atotputernicul Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Spiritul Sfânt.